Dacia CFR, da? Nu CF. E căi ferate române, cât o mai fi. Râure. Vedeți? Aici este casa CF, Râure. De astă vară, eu tot strig la acești oameni să pună drapelul. După cum vedeți, este o țăvușcă acolo, că ailaltă s-a rupt, deci au scos-o. Dar asta de dreapta, unde ar trebui să fie drapelul Uniunii Europene, nu ne mai interesează. Dar asta cu unde trebuie să fie tricolorul, da? Confort legii 75/94, articolul 8, aliniatul A și B, da? Țava e, țăvușca e. Trenul circulă și așteptăm să vedem ce răspuns ne dă. Că de dimineață când am trecut în sens invers, când am strigat așa, bineînțeles, o doamnă care mă cunoștea, da, du tu drapel! Da, dar eu sunt șef de instituție feroviară română. Că dacă o fi la altă nație, pare englezească așa, cu rămizi roșii. Și haide, așteptăm să vină domnul împiegat. Cum ziceam noi când era mai tânăr, domnul împiedicat de mișcare. Trebuie să precizăm că este vorba de data de 11 noiembrie, de după data de 9 noiembrie, atunci când România și-a pierdut datorită CCR-ului, Curtea Constituțională a României, nu a aprobat legile justiției sau așa, acele opuneri, da? Legislative în care Constituția României să fie cea mai mare putere în stat. Da? Deci astăzi 11 noiembrie. Da. Bă, într-o țară în care nu mai așa de important, dar noi încă luptăm. Pentru că nu știm în ce măsură, pentru că atenție, acea neconstituționalitate, acea nerespectarea Constituției României, schimbarea legii Constituției, nu a fost făcută prin referendum. Da? E foarte important că Iorgovan, Antonio Iorgovan, fiind părintele Constituției, da, la români, cel care a gândit și a proiectat Constituția, a gândit-o foarte bine. Da? Constituția să fie modificată doar prin referendum. Nu că vrea PSD-ul cu PNL-ul să se unească, cum s-au unit în acest guvern, ce ne guvernează în 2021 noiembrie, da, și domne că să ne primească ăștia în Schengen, trebuie să, domne că să călătorești liber. Mă, o călătorie liberă înseamnă că tu poți să vinzi copiii acestei țări, poți să aduci droguri, poți să aduci arme. Nu înseamnă o bucurie că nu mai stă șofer, bă, ce argumente aduc ăștia. Nu mai stă șoferul la vamă. Asta e bucuria noastră a românilor. Sau în țară nu pot să mai intre tot felul de chestii care ne pot afecta. Despre ce vorbim? Da. Intrați în Schengen, dragi români. Votați libertatea de circulație. Da? Nu. Trebuie să învățăm să nu ne pierdem suveranitatea. Pentru cine nu înțelege ce înseamnă suveranitate, suveranitatea este acea formă de o rânduire socială în care cetățeanul, da, are niște drepturi garantate de o lege. Da? În momentul în care acele drepturi nu le mai garantează o lege, cum ar fi la noi, la români, Constituția, sau la orice țară din lumea asta, Constituția este, acei oameni devin sclavi. Uitați, acela câine nu are o Constituție, deși el are o lege, da? N-are Constituție. Băi, Rex, tu ai Constituție, băi? N-are Constituție. Dar are dreptul să facă pipi pe... Băi, consilier, ăsta e consilier, ăsta e prezidențial. Uitați, băi, psst. Băi, tu ai Constituție, știi ce ai Constituție? De ce nu respecti, mă, Constituție?
Respectăm Constituția. Păi, te plimbi așa liber. Care e diferența între mine și tine? Ne sunt țături. Tu te poți mișca liber și eu nu. Tu fără bodniță, eu cu bodniță. În fin. Să revenim la oile noastre. Nu că domnii ar fi niște oi, dar trebuie să vedem dacă este respectată legea de apelului, să vedem ce este. Că eu strig mereu la acest om din februarie, martie, de când tot fac eu chestii de astea cu drapel. Da? Deci, cum puteți vedea, nu înțeleg de ce să face atâta pauză. Lăsați ACFR. La căile ferate române. Că la Vâlcea nu mai scrie stație CFR, scrie CF. Căi ferate. A cui ori fi, nu știu. Că acum cu Constituția nevotată și așa, jur să apăr legile țării și Constituția nu mai e valabilă. Așa au vrut PSD-ul și PNL-ul. Și votanții lor, de susținătorii de altfel. Nu că eu nu mă bag în alea, dar votez PSD-ul. Cam așa. Eu toți așa. Ce Constituție? Bă, voi aveți Constituție? N-aveți. Dar nu nici vă interesează. Nu vă supărați. Am și o întrebare. Drapelul. Unde e drapelul? De ce nu-l aveți? Legea 75 pe 94. Nu. Pa! A venit să ne răspundă domnul. A așteptat și acum trebuie să iasă domnul să ne dea liber. Domnul meu, de ce nu puneți domnul meu drapelul? Nu vă supărați, sunteți român? Speak English! Govori bulgari, tovarășii! De ce nu puneți domnul meu drapelul României? Vă e rușine cu el? Sunteți plătit de statul român, domnul meu! De ce umiliți drapelul? Nu vă dă voie șeful? Vă place curlingul?